Bună dimineața tuturor! Ți-ai întrebat persoana dragă, apropiatul, persoana alături de care te trezești, cum te simți azi? Bine, poate nu neapărat de dragă dimineață, poate peste zi, după ce a avut o serie de experiențe mai plăcute, mai neplăcute și totuși, dragă, cum te simți azi? E o întrebare pe care ni se spune că ar trebui totuși să nu uităm să o adresăm cât mai des, deoarece contează. De ce contează? O să aflăm de la psihologul Sergiu Toma. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Cum vă simțiți astăzi? Încă mă trezesc așa. Așa? Într-o perioadă. Agent 700? Cam apropo, așa, spuneam, da, de meme-ul. Da, da, da. Uh-huh. Mi-am dus copiii dimineața la școală și încă mă trezesc. Uh-huh. Vă e frică de săptămâna viitoare că intră în vacanță? Mă cam ne liniștește, da. Da. Deci am aflat cum vă simțiți astăzi. Da. Cum te simți azi? E o campanie care a apărut odată cu Ziua Sănătății Mentale. Da? Da. Și despre ce este vorba? Este vorba despre intenția de a vorbi despre importanța sănătății mentale în contextul pandemiei, uh-huh, și mai cu seamă de a îndemna oamenii care se confruntă cu tot felul de stări, uh-huh, inclusiv ca și consecință, uh-huh, a îmbolnăvirii de COVID-19, dar nu numai, uh-huh, de a apela la servicii de sănătate mentală. Uh-huh. Și în contextul ăsta este foarte important să spun că campania vrea să ajungă acolo unde, hai să spun, de obicei serviciile de sănătate mentală ajung mai puțin, da? Uh-huh. În comunitățile rurale, uh-huh, pentru că pandemia a forțat pe toți să fie foarte mult online, uh-huh, dar problemele de sănătate mentală nu te așteaptă doar în offline. Bine, o să aflăm în câteva clipe de ce este important să ne întrebăm, uh-huh, după ce urmărim materialul care a fost, okay, lansat cu ocazia acelei zile. Rost, dragi, chemă-te, rog, urgență! Hai, lasă! Nu mai juca teatru. În familia noastră nimeni nu a avut probleme cu inima. O să fie bine, o să vezi. Ajutor! Poate facem ceva. Lasă. Permanent caut atenție. Hai, ridic, te nici nu te-o atins. Tu poți, ești puternic. Trebuie doar să vrei. Nu am reacționat așa la o problemă de sănătate fizică. Atunci, de ce ignorăm sănătatea mentală? Cum te simți? Ești bine? Dacă sincer, nu prea. Dacă te copleșește stresul, depresia sau anxietatea, vorbește cu o persoană de încredere. Da, mulțumesc că ai întrebat. Sau găsește un specialist aproape de tine la cumtesimțiazi.md. Tu cum te simți azi? Este cu de-a dreptul un final neașteptat al acestui spot. Da, ne gândeam la orice, dar chiar nu ne-am așteptat. E un final ingenios, de altfel, și care punctează exact ce se întâmplă în realitate. Oamenilor le este frică, eu nu știu, poate e ignoranța la mijloc, necunoașterea, le este frică să recunoască anumite stări. Da, oamenii nu sunt obișnuiți să fie, și nici cultura noastră nu ne încurajează să fim onești și sinceri cu privire la cum ne simțim astăzi pe bune. Mm-hmm. Pentru că asta este o întrebare de obicei așa, adresată steril, da? Sau, mm-hmm, mai bine spus, poate întrebarea nu e adresată steril, dar răspunsul pe care îl oferim poate fi așa cam steril. Ok, bine, da? Sunt niște întrebări așa, niște răspunsuri de suprafață. Probabil dar... că, și o să, mm-hmm, deschid o paranteză să nu vă supărați, probabil că din experiența unei cunoștințe de ale mele, care a mers la un medic să afle dacă există o problemă neuronală, mm-hmm, pentru că avea niște stări de anxietate, i-au zis, ai fost la spitalul oncologic să vezi probleme adevărate? Mm-hmm. Și tu aici te plângi cu anxietatea. Este caz real? Da, este caz real și s-ar putea întâmpla ca anxietatea și neliniștea sau oricare altă problemă, mm-hmm, de sănătate mentală să coexiste și cu o problemă de sănătate fizică. Asta nu este exclus. Mm-hmm. Dar este adevărat că nu putem să punem una mai presus ca cealaltă. Ele sunt ambele importante și ambele trebuie să tratate ca atare. Mm-hmm. Da. De ce nouă ne este frică în continuare? Înțeleg că este un profil psihologic al moldoveanului, ca să zic așa, și a conceptelor despre sănătatea mentală. De ce în continuare ne este frică?
Pentru că de-a lungul timpului tot ceea ce a însemnat probleme de sănătate mentală a fost cumva ascuns și tăinuit. Nu a fost pe bune, hai sau să unica spun. Cale era Costiujeni. Da, și simplu fapt că, iată, spui, Costiujeni deja poate să trezească în mintea oamenilor tot felul de fantezii și tot felul de impresii care nu au legătură cu, sub nicio formă cu realitatea. Deci când noi spunem probleme de sănătate mentală, de obicei ne gândim la oameni profund afectați, profund dezechilibrați, cu tot felul de stări care depășesc limita oricărei imaginații și atunci ne este pur și simplu frică să admitem că asemenea lucruri sunt adevărate. Bine, dincolo de faptul că de foarte multe ori de-a lungul timpului putem observa că oamenii cu probleme de sănătate mentală au fost cam așa feriți, izolați, trimiși pe la tot felul de instituții și spitale și atunci în viața de zi cu zi n-am auzit cuvinte depresie, n-am auzit cuvântul anxietate și așa mai departe. Și acum, deci... bine că pe lângă centrele de familie am văzut centrele de sănătate mentală. Da, da, ceea ce este încurajator. Și haideți să menționăm aici unul dintre cele mai importante aspecte negative ale pandemiei, care țin de izolare, chiar și de afecțiunile medicale pe care le-a avut un bolnav de COVID. Iată, acum considerându-se recuperat, totuși există semnale nenumărate despre sănătatea mentală, despre stările de apatie și de anxietate. Da, și cei care sunt în domeniul sănătății vorbesc deja despre o întreagă serie de consecințe neurologice sau cum anume acest virus afectează starea de sănătate mentală. Evident că nu pentru toți, nu la fel, nu în egală măsură, dar este cert faptul că asta afectează și eu pot să confirm pentru că sunt mulți oameni care, deși au trecut deja cu brio peste COVID, se confruntă cu niște stări și nu le găsesc explicațiile corespunzătoare. De ce? Parcă am trecut, parcă sunt bine, parcă rezultatele arată că sunt ok, dar nicătând la asta, uite, somn, apatie și așa mai departe, mă face cumva să-mi pun întrebări și, iarăși, problema care este? Problema este că toate aceste stări influențează rutina noastră obișnuită, capacitatea noastră de a munci, capacitatea noastră de a face sarcinile care le făceam până a ne îmbolnăvi. Și asta cumva îngreunează procesul. Și de a ține minte, vorbeam de una chiar cu Lili, cu o colegă care a trecut prin COVID, a zis că e tânără, dar nu prea ține minte după ce a trecut prin boală. Da, se și constată deja dificultăți de memorizare, dificultăți de a-ți menține atenția pe o anumită sarcină, oboseală care intervine sau survine mult mai des decât înainte. De asta sunt o serie de simptome și cumva această campanie urmează să continue printr-o serie de materiale informative care să aducă la cunoștința oamenilor că acele simptome pe care ei le pot observa la ei trebuie luate în calcul, nu trebuie ignorate. Cum te simți azi? .md este site-ul pe care îl poate accesa oricine. Cui i-ați recomandat să acceseze acest site? Orice persoană care își pune, că răspuns la întrebarea cum te simți azi, nu are un răspuns ferm. Cum mă simt azi? Dar nu are un răspuns ferm pozitiv. Acum, că dacă e răspuns ferm negativ, fără îndoială, te adresezi acolo. Și pe acest site va găsi dincolo de o serie de informații video și de citit, da, utile pe domeniul sănătății mentale, va găsi și o listă de contacte a centrelor comunitare de sănătate mentală, unde vor putea telefona pentru a se programa pentru o consultație la medicul specialist sau la psiholog, deci la acea persoană care îi va ajuta să înțeleagă cum se simt azi și în ce măsură ce simt ei astăzi, e motiv sau nu e motiv de îngrijorare sau ce ar trebui să facă în situația asta. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. În această dimineață mulțumim că ne-ați adus la cunoștință despre campania Cum te simți azi.md și vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru că e un subiect care poate fi discutat la nesfârșit. Da, așa este. Mulțumesc pentru am discutat cu Sergiu Toma, psihologul Sergiu Toma, despre cum te simți azi. Iar dacă vei căuta un răspuns, știi deja unde. Lili, revenim la tine. Eu am ascultat foarte atent și să știi că chiar stăteam și mă gândeam cât de norocoși suntem că muncim la prima oră, pentru că noi începem dimineața cu multă voie bună și atunci când lumea întreabă cum te simți azi, cumva ziua începe ca lumea și chiar dacă e vreun moment așa care te destabilizează, oricum ești bine, știi? Și asta contează foarte mult, să ai cu cine te lua. Cam așa. Așa e. Suntem veseli cu toții aici, da, așa că da. E un start promițător. E molipsitor cumva. Da. Încercați să găsiți omul potrivit cu care să discutați anumite aspecte, să dialogați astfel încât lucrurile să funcționeze bine.